astăzi o să facem un unboxing la un pistol pneumatic pe care o să-l găsiți și pe site-ul nostru. Aveți un link în descriere. În momentul în care desfacem cutia, vom găsi din prima garanția și manualul de utilizare uneori. Așa arată pistolul, vine înfoliat. Și acesta este pistolul. Din nou, repet, îl găsiți pe site, aveți link în descriere. Iar acum o să vă arăt cum puteți obține un cadou gratis din partea noastră. Tot ce trebuie să faceți este să intrați pe site-ul nostru www.unor.tm.ro, să apăsați butonul de conectează-te și aici să vă înscrieți pe site-ul nostru. Și odată cu plasarea primei comenzi, veți primi gratuit un desfăcător Unior sau unul din calendarele noastre Unior 2024. Pistolul pneumatic pe care vi l-am prezentat adineaur, îl puteți găsi și pe site, chiar pe prima pagină, este primul produs din slide-ul nostru. În continuare o să vă las o mică prezentare cu mai multe detalii despre pistol. Uneltele pneumatice Unior au o mânere ergonomică pentru o manevrare ușoară, în timp ce carcasa lor robustă garantează o durată de viață lungă chiar și în cele mai grele condiții de șantier. Materialele de calitate superioară și fabricarea de înaltă precizie a mecanismului de antrenare garantează funcționarea sa perfectă la cuplu mare, în timp ce capetele de operare ale sculei sunt tratate termic pentru a rezista la sarcini mari și la utilizare îndelungată. Presiunea din mașină în timpul funcționării trebuie să fie de cel puțin 6,2 bari, pentru ca unealta să funcționeze corect. Curățați și uscați în mod regulat filtrele de aer și alimentarea cu aer de admisie. Utilizați întotdeauna aer curat și uscat cu amestecul corect de ulei, pentru o durată de viață maximă a sculei. Verificați îmbinările și asigurați-vă că tuburile și alte echipamente nu sunt deteriorate înainte de utilizare. Toate uneltele trebuie unse ușor cu ulei înainte de a fi depozitate. Depozitați întotdeauna sculele pneumatice în locuri uscate, departe de apă. Folosiți întotdeauna piese de schimb originale. Reparațiile pot fi efectuate numai de personal autorizat.